găsit, dragi telespectatori, la Candidații se prezintă. Astăzi avem un invitat special și un prieten de-al nostru mai vechi, dar să începem cu invitatul special. Este vorba de domnul Klaus Iohannis, primarul orașului Sibiu și președintele Forumului Democrat al Germanilor din România. Bun găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și l-avem alături de noi și pe domnul Eduard Hoffmann, un vechi prieten de-al nostru, care este candidat din partea Forumului German la demnitatea de primar al municipiului Arad. Bun găsit! Bun găsit! Bună ziua! Mulțumim de invitație! Domnule Klaus Iohannis, ați venit la Arad astăzi să susțineți această cauză a Forumului Democrat al Germanilor din România. Există un candidat pentru demnitatea de primar al municipiului Arad și există candidat și la Consiliul Județean. Există și o echipă pe care o propun acești oameni pentru posturi de conducere. Cum vedeți activitatea Forumului German de la Arad prin prisma experienței pe care o aveți dumneavoastră în acest domeniu al conducerii acestui organism? Da, în primul rând este important de știut că Forumul Arad a prezentat nu numai candidați pentru funcțiile cele mai vizibile de primar și președinte al Consiliului Județean, ci și liste complete pentru cele două consilii, Consiliul Local și Consiliul Județean. Noi prin acest lucru nu vrem să dovedim că vom câștiga toate voturile, dar vrem să dovedim că suntem prezenți ca și Forum German în Arad și suntem dispuși să ne implicăm în administrația publică. Acest lucru este general valabil pentru Forumul German și de ani de zile avem și primari și președinți de consilii județene, consilieri locali, consilieri comunali, consilieri județeni în multe localități și multe județe din țară. Noi credem că acolo unde avem organizații, acolo unde avem oameni pregătiți și dispuși să se implice în administrația locală, este bine să facă acest lucru. Forumul Arad a fost una dintre primele organizații care a funcționat și este, și sper să rămână și în continuare, una din organizațiile cele mai active. A atras multe proiecte și proiecte din cadrul forumului. Este o organizație activă inclusiv în societatea civilă din Arad. Este o organizație care dorește să se implice în administrația locală a Aradului și sper că de data aceasta să găsim suficienți arădeni convinși că Forumul German nu numai că are candidați, are oameni capabili și dornici să se implice în conducerea urbei. Înainte să mă întorc la dumneavoastră cu o întrebare despre cum ați organizat dumneavoastră activitatea ca și primar al orașului Sibiu, am să trec la domnul Hoffmann și am să-l rog să expună câteva puncte de pe lista lui de priorități. Ce ar însemna prioritățile lui Eduard Hoffmann din partea Forumului Democrat al Germanilor din România pentru Arad? Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm în cazul în care dumneavoastră veți ajunge primar al urbei? Sunt lucruri care costă bani și sunt lucruri care nu costă decât bun simț, educație și voință. În primul rând dorim să începem cu cele care nu costă bani. Și anume, în proiectele care ni le-am propus, în primul rând am folosit ideea redării demnității arădeanului. O demnitate care se poate retroceda pas cu pas. În primul rând, ca să vorbești frumos, ca primar, ca și consilier, ca și ales cu cetățeanul, să îi asculți mai întâi problemele, să le înțelegi în al doilea rând și să ai o echipă cu care să poți și să vrei să duci lucrurile la capăt, sunt lucruri foarte simple și elementare cu care se poate începe. Cetățeanul trebuie să simtă că este respectat, că este îndrăgit și trebuie să știe, în sfârșit, că dacă și-a pus votul pe biletul de vot, cel pe care l-a ales, de aceea este acolo ca să gândească și să-i ducă dorințele la capăt. Bineînțeles, în limite legale și, bineînțeles,
analizând situația reală. În al doilea rând, mai departe, dacă odată cetățeanul simte că este respectat, are chef să stea de vorbă, are chef să gândească, are chef să se implice în idei, prin idei, prin discuții, în dezvoltarea orașului. Cetățeanul trebuie să participe activ, pe lângă Consiliul Local, pe lângă primar, la dezvoltare. Nu poți să forțezi omul, cum am mai spus în alte emisiuni și dau întotdeauna exemplu concret, să-l forțezi el să înoate într-un bazin în centrul orașului, dacă el în locul respectiv, și nu numai el, ci majoritatea cetățenilor, și-ar dori un parc. În al doilea rând, în această criză, cum o fi ea, criză mondială sau provocată, trebuie să avem, și v-am mai spus, avem trei priorități. Reducerea cheltuielilor de întreținere, reducerea taxelor și impozitelor și reducerea cheltuielilor pentru alimentele de bază. Acestea ar fi câteva din prioritățile importante pe care vi le asumați în această cursă electorală. Înainte să trec la domnul Iohannis pentru acea întrebare despre Sibiu, trebuie să amintesc telespectatorilor că această emisiune va putea fi urmărită și pe Baricada TV de către un spectru foarte larg de telespectatori în viitorul apropiat, cred că de astăzi încolo. Așadar, puteți urmări subiectul zilei și pe Baricada TV, partenerii noștri, partenerii Info TV. Domnule Iohannis, trec la dumneavoastră acum să vorbim puțin despre Sibiu și despre pașii făcuți de dumneavoastră la Sibiu, ca acest oraș, iată, să câștige un rang bine meritat în ierarhia orașelor istorice din România. Sibiu are, în esență, aceleași probleme pe care le are orice oraș din România. O infrastructură care trebuie dezvoltată, o rețea de străzi moștenită care a fost foarte slabă, dar evident sibienii ca și locuitorii Aradului, de exemplu, au nevoie de locuri de muncă pentru a garanta o viață bună. Aceste lucruri trebuie rezolvate în orice comunitate urbană din România. La Sibiu am început acum 12 ani cu lucruri destul de simple. Am intervenit în infrastructură, am intervenit în modernizarea străzilor, am intervenit pentru îmbunătățirea rețelelor de apă, de canalizare. În paralel, am început să atragem investitori. Din anul 2002 am dezvoltat o zonă industrială, noi fiind municipiul Sibiu, care s-a dovedit a fi un succes și până în ziua de astăzi acolo apar noi și noi locuri de muncă. Având această dezvoltare cât de cât asigurată, ne-am putut apuca de lucruri care au rămas mulți ani în paragină. Vorbesc aici de centrul Sibiului, de patrimoniul sibian care este foarte valoros. Am reușit să luăm toate măsurile care au dus la un aspect, aș zice, foarte plăcut al centrului, dar pe lângă acest aspect, centrul și funcționează foarte bine. Noi nu ne-am oprit la spoială și am lucrat în profunzime. Lucru care atunci a făcut posibil acel mare proiect pe care l-am pus în practică, Capitala Culturală Europeană, care a fost un succes. De atunci încoace, evident că noi continuăm pe toate palierele, atragem în continuare investitori, lucrăm în continuare la infrastructură, lucru care nici nu se va termina foarte curând, dar rezultatele au fost și sunt bune pentru Sibiu. Dacă am avut un șomaj de aproximativ 13% la începutul anilor 2000, acum practic nu mai avem șomaj în Sibiu. Am avut chiar în anii de criză economică, în 2009, un șomaj, în ghilimele, la un maxim istoric de 4%, care este extrem de puțin pentru orice oraș din orice parte a lumii. Avem o situație economică bine pusă la punct. Ultimele statistici arată că Sibiul este pe locul 2
în țară la venitul mediu net pe locuitor, imediat după București. Aceste lucruri ne încurajează să continuăm. Nu am spus aceste lucruri pentru a mă lăuda sau a ne lăuda. Nu acesta este scopul vizitei mele în Arad, ci am spus aceste lucruri pentru a arăta practic că se poate și pentru a arăta că aceste lucruri se pot realiza într-o echipă managerială bună dintr-o comunitate. Exact din acest motiv doresc să sprijin pe colegii mei de la Forumul German din Arad să ajungă să hotărască și ei mersul lucrurilor în Arad. O întrebare firească la ceea ce ați spus dumneavoastră ar fi cam pe unde ne situăm dacă facem o paralelă între Arad și Sibiu ca și dezvoltare, atât pe plan industrial, al locurilor de muncă, social, cât și cultural. Cu cât ne vedeți, să zicem în ghilimele, mai înapoiați decât Sibiul este acum și ce ar fi de făcut, ce sfaturi îi dați domnului Hoffmann, care, iată, se prezintă acum în fața arădenilor pentru a le primi votul? Da. Din motive lesne de înțeles, dați-mi voie să vă răspund simplu la această întrebare. Eu cred că oamenii din Arad sunt la fel de valoroși cum sunt oamenii din Sibiu sau din Brașov sau din orice altă parte. Toți vor cam același lucru, să trăiască într-un oraș frumos, care funcționează bine, care le asigură locul de muncă și un câștig suficient pentru a avea un trai decent. Nu cred că putem să facem comparații drastice între municipiile reședință de județ din țară. Fiecare oraș are părțile lui bune și părțile lui puțin mai slabe. Eu cred că aici ar fi poate mai bine să-l întrebați pe colegul meu Hoffmann unde vede organizația Forumului German din Arad nevoia de a acționa și acolo unde consideră ei că ar trebui acționat acolo, dacă e nevoie, sigur vor avea și sprijinul meu. Tocmai am vrut să mergem în mod firesc spre această întrebare, în această emisiune. Așadar, domnule Hoffmann, ce ați identificat în Arad lucruri, ce lucruri ați identificat care ar trebui să fie diferite față de cum sunt acum și care ar trebui să semene mai mult cu ceea ce se întâmplă în Sibiu, unde, iată, aveți experiența domnului Klaus Iohannis. Sigur că da. Am spus în primul nostru punct, se vede diferența, în sensul că dumnealor au ajuns deja cu câțiva pași însemnați înaintea noastră. Noi trebuie să învingem această criză economică, ca oamenii să aibă chef de lucru, să aibă putere de lucru, să-și revină la o să revină Aradul și cetățeanul la o normalitate de mult așteptată. În discuțiile care le-am avut, în primele discuții cu domnul Klaus Iohannis, l-am mai numit în alte emisiuni fenomenul Klaus Iohannis, a fost despre drumurile, despre infrastructura din Sibiu, care cetățean care trece prin Sibiu vede că acele drumuri sunt bune, rezistă și am întrebat cum de-a reușit să învingă acest minus din Arad. Bineînțeles că în cuvinte simple și rezolvări simple mi-a explicat că dacă dai cuiva un contract, acel contract trebuie să se și respecte. De acolo trebuie pornit. Asta înseamnă că suntem și pe această linie de aceeași părere, corectitudinea în derularea contractelor trebuie să fie esențială. Sigur că da, am întrebat de unde au fonduri. Mi-a spus la vremea respectivă că are o echipă bine specializată care accesează fonduri europene, ceea ce și pe noi ne interesează în continuare și în colaborare cu dumnealui, cum reușește să le ducă toate atât de bine la capăt. Sigur, sunt multe lucruri în prioritățile noastre care le vom discuta. Discuțiile incipiente există, promisiunea de colaborare cu zâmbetul pe buze l-am primit.
În prima discuție, ba, mai mult, a zis, vă ajut în toate direcțiile, numai bani să nu-mi cereți. Noi, bineînțeles, bani n-am cerut și nici nu vom cere, pentru că dumneavoastră știți, orice rezolvare a lucrurilor cu bani în stânga și în dreapta creează obligații. Noi vrem să avem obligații morale, obligații corecte unii față de ceilalți și v-am mai spus, sigur, dumnealor, Sași, sunt cu mult înaintea noastră acum, în prezent, dar și noi, șoabii, avem mândria noastră și de ce nu, vrem să-i ajungem din urmă și dacă putem, chiar dacă o să ne ajute, o să le mulțumim, dar dorim să depășim Sibiu, să avem un oraș și mai frumos ca și Sibiu și să organizăm și noi centru european, centru cultural european în viitorul apropiat sau într-un viitor în care putem planifica cel târziu în anul 2020 în Arad. Optimismul este o armă foarte bună în această luptă electorală, dar sperăm că vom trece și la fapte la un moment potrivit. Domnule Iohannis, cât este de greu ca și om care lucrează în o administrație publică locală ca acel om să nu devină un om politic, o figură sau o marionetă a unui sistem mult mai mare? Cum poate un bun manager să își păstreze acest statut, indiferent de schimbările politice la care este supusă o țară? Da. Recunosc că independența mea politică a fost foarte importantă și rămâne foarte importantă. Este probabil una din armele mele cele mai redutabile, faptul că nu am avut tendința niciodată în acești 12 ani să mă las înregimentat nici de o parte, nici de cealaltă parte. La început nu a fost simplu deloc, să știți, și au fost câteva încercări de racolare, însă lumea și-a dat seama destul de repede că nu funcționează, nici n-avea cum. Eu nu pot să fiu președintele Forumului Democratic al Germanilor din România și să fiu membru unui partid. Ar fi absurd. Pe de altă parte, această independență a avut și o parte foarte bună și am declarat-o de la bun început. Forumul German poate să colaboreze cu toate partidele politice, atâta vreme cât aceste partide nu sunt extremiste, evident. Este un avantaj enorm. Așa am reușit pe parcursul anilor să colaborez practic cu toate partidele politice relevante. Am avut colaborări foarte bune. Am avut viceprimari din diferite partide politice pentru Consiliul Județean Sibiu, pe care l-am câștigat prima dată acum 8 ani. Am avut de asemenea nevoie de colaborări pentru a permite construirea unui management stabil. Și acolo am colaborat, am avut întotdeauna vicepreședinți, cum am avut și eu viceprimari, din alte formațiuni, nu ale noastre. Acest lucru reflectă și un principiu pe care ne bazăm. Forumul German nu dorește să fie de tip exclusivist. Noi nu vrem să fim aleși ca să-i ținem pe ceilalți afară. Noi vrem să fim aleși ca să lucrăm cu toți împreună pentru comunitatea pe care o reprezentăm și acest lucru este extrem de valoros. Iată că, dintr-o chestiune care se numește independență politică, pot apare două chestiuni care sunt foarte valoroase în administrația locală. Echidistanța față de toate partidele, dar pe de altă parte, posibilitatea de a colabora dacă acest lucru este dorit. După un timp n-au mai apărut încercări de racolare și, dimpotrivă, am avut faze în care independența mea ca și politician a fost chiar foarte bine apreciată și cred că și la Arad vom avea situații în care o formațiune, iată, care nu vine în urma niciunei alte formații, nu are o coaliție din care face parte, poate să reprezinte o alternativă
viabilă pentru comunitate. Aici trebuie să revin la domnul Hoffman și să vorbim puțin despre comunitatea din Arad și la felul în care dumneavoastră ați reușit să identificați surse de finanțare pentru proiectele dumneavoastră. Pentru că este de multe ori foarte ușor să discutăm despre lucruri frumoase care trebuie făcute, dar e nevoie, în primul rând, de o echipă de oameni pe care putem să-i amintim aici și e și mai mare nevoie de sume mari de bani pe care trebuie să le identificăm. Așadar, care este echipa și care sunt banii pe care îi identificați dumneavoastră? Sigur că da. Revin la ce a spus domnul Klaus Iohannis, domnul primar al Sibiului, și anume, în momentul în care ne-am întâlnit prima dată și am bătut palma nemțește când am primit propunerea și am acceptat-o din partea forumului german român, am avut discuția foarte deschisă dacă avem obligații față de alte partide sau nu. Dumnealui a spus de la început, nu avem nicio obligație directă. Cine vrea să ne ajute într-un mod corect, fără obligații, foarte bine, se poate discuta, se poate accepta, dar nu avem niciun fel de obligații prin care să cedăm sau să acceptăm cedarea concurenței sau a posturilor în favoarea lor. Bineînțeles, m-am bucurat mult această situație și am considerat că e momentul unui nou început în Arad și, cum v-am spus, după ce am dat mâna nemțește, am știut că drumul nostru va merge pe aceeași linie. Într-adevăr, fiind obișnuit aici în Arad, chiar și în meseria mea de avocat, să se întâmple schimbări, l-am mai întrebat telefonic dacă a rămas și am discutat și a spus sigur, foarte normal, pe doar am discutat. Pentru mine este o bucurie că în sfârșit sunt oameni care au reușit în România, au dat exemple bune și merg înainte. Revin la ce ați întrebat, finanțarea. Sigur că da, posibilitățile de finanțare sunt identificate, sunt discutate, trebuie doar duse la bun sfârșit. Proiectele care sunt în derulare, care sunt bune și corecte, sigur că nu le vom întrerupe. Cele noi care urmează să fie finanțate după un studiu și discuții cu cetățenii Aradului, vom găsi cea mai bună soluție și fiți sigur că vom comunica tot timpul ca mass media, dumneavoastră și celelalte televiziuni și ziare să știe în ce direcție lucrăm, ce propuneri sunt, ce propuneri au consilierii, indiferent din partidul care vin. Pentru mine, dacă reușesc, ca exemplul meu, Klaus Iohannis, doresc să colaborez oameni cinstiți, oameni dornici de muncă, oameni care într-adevăr își pun știința și energia în favoarea arădeanului și în favoarea orașului. Domnule Iohannis, am să mă întorc la dumneavoastră cu întrebarea dacă societatea civilă, mă refer aici la organizațiile non-guvernamentale și altele, sau persoane capabile de a lua decizii tehnice sau, mă rog, este importantă în schema unei guvernări bune, a unei comunități. Mă rog, la Sibiu s-au făcut lucruri importante. Mă gândesc că ați angrenat și această sferă civilă în această activitate. Mă refer aici la cultură, la domeniul social și la multe altele. Cum reușiți să colaborați? O primărie, după părerea mea, nu poate să conducă un oraș fără să lucreze cu societatea civilă. Deci nu pot imagina un astfel de model. În afară de acest lucru că nu credem noi de la Forumul German că se poate, este foarte benefic pentru administrație și este foarte benefic pentru oraș să se colaboreze. Noi avem în Sibiu foarte multe colaborări cu ONG-uri. Ca să vă dau câteva exemple, poate foarte simple. Poate știți că în Sibiu a avut loc în săptămâna trecută Festivalul Internațional de Teatru, organizat de o fundație.
Această fundație primește finanțare de la noi, de la Teatrul Radu Stanca, care este în mod natural cel mai apropiat partener, și de la alți finanțatori, inclusiv persoane juridice, firme sibiene foarte puternice, care au înțeles că trebuie să se implice în viața socială și culturală a urbei. Pe de altă parte, pot să vă dau poate un exemplu din cu totul alt domeniu, o temă care în ultimele săptămâni a dus la discuții aprinse în multe localități, este vorba de câinii comunitari. În Sibiu am găsit, după părerea noastră, o soluție și foarte bună și foarte europeană. Am construit un centru destinat acestei chestiuni, unde câinii comunitari sunt prinși, sunt duși acolo, sterilizați, sunt curățați, păstrați câteva zile și dați spre adopție fie sibienilor, fie altor persoane interesate, și aici a intervenit o componentă foarte importantă de ONG-uri. Avem parteneriate chiar cu mai multe ONG-uri care ne ajută și intermediază adopții de câini și în țară, dar în mod cu totul interesant și în străinătate. În fiecare an, de exemplu, exportăm câteva sute de exemplare în Germania. Deci iată două domenii foarte diferite unde colaborarea cu organizațiile non-guvernamentale duce la rezultate excepționale pentru oraș. Și dacă vorbim cu parteneriate între primăria dumneavoastră și orașe înfrățite sau ONG-uri din străinătate, care este semnificația acestora? Ce aport pozitiv au acestea la bunul mers al urbei? Noi avem mai multe orașe din Europa și din alte parte cu care suntem înfrățiți. Avem ONG-uri care se ocupă și de aceste înfrățiri, dar avem și parteneriate cu ONG-uri care se ocupă, de exemplu, cu relația de parteneriat între cartiere din Sibiu și din alte localități. Toate acestea au rezultate foarte pozitive și chiar dacă lumea câteodată se așteaptă să aibă urmări economice directe, ele nu au urmări economice directe. Duc la ceva mult mai valoros. Au urmări directe în relația interumană. Oamenii din orașele înfrățite ajung să se cunoască, ajung să apară relații și de prietenie, și de colaborare, și de colaborare între ONG-uri și, de multe ori, și între entități economice, și atunci, indirect, se ajunge la latura economică. Dar cred și sper că nu o luați ca și pe un text politicianist, fiindcă eu chiar cred că așa este. Într-o Europa comună, nici nu se poate fără astfel de parteneriate. Cum altfel să ajungă oamenii să se cunoască? Este absolută nevoie de aceste parteneriate pentru a permite oamenilor din diferite comunități și prin aceste mijloace să ajungă să se cunoască, să colaboreze, să se viziteze. De fiecare dată când am avut o deplasare într-un oraș înfrățit, împreună cu consilieri, cu angajați din primărie, la întoarcere oamenii mi-au spus: am învățat foarte multe lucruri. Și inversul este la fel de adevărat. Când primim vizita unei delegații dintr-un oraș înfrățit, exemplu, acum o lună de zile am avut o delegație mare, primar, 5 consilieri și câțiva angajați din primărie din orașul Marburg, din Germania, oamenii au fost de-a dreptul încântați, fiindcă au văzut noutăți și pentru ei. Și atunci procesul de învățare nu mai este de mult unilateral, ci și o parte și cealaltă parte are ceva de câștigat de aici. Ne pare foarte bine să auzim aceste lucruri, mai ales că s-ar putea ca și Aradul să vă fie foarte aproape în următoarea perioadă și să existe acel schimb de experiență pe care îl veți face cu domnul Hoffmann de la Arad, pe care domnul Hoffmann am să-l rog ca în următoarele 30 de secunde să formuleze o încheiere a acestei emisiuni prin care să sensibilizeze electoratul ca acesta să îl voteze la momentul potrivit. Mai apoi am să-l rog și pe domnul Iohannis să susțină pe domnul Hoffmann cu câteva cuvinte. Așadar, domnule Hoffmann, sunteți primul. Mai întâi vreau să mulțumesc domnului Iohannis că a avut amabilitatea să-și ia timpul să vină aici între noi în timpul
în ultima perioadă al alegerilor și dumnealui este candidat la primăria Sibiului din nou și și-a luat timpul să vină la noi. Mulțumesc Info TV, mulțumesc Baricada TV că ne-a făcut această invitație. Și transmit arădenilor. Dragi arădeni, sigur că da, vedeți, se poate. Dacă la Sibiu s-a putut, eu cred că noi, împreună cu dumneavoastră, putem schimba Aradul, putem începe de la început într-un mod frumos. Condiția este ca să putem face ceva împreună, e ca dumneavoastră, când mergeți la vot, să vă gândiți la inimă, la Forumul German, să vă gândiți că oameni cu suflet vor, împreună cu dumneavoastră, să schimbe soarta Radului în bine. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Hoffman. Domnule Iohannis, mergem la dumneavoastră. Este momentul să îl susțineți pe domnul Hoffman în această cursă electorală și să adresați câteva cuvinte a arădenilor care, iată, ne urmăresc. Forumul German crede că o administrație locală trebuie să fie simplă, sobră, în folosul cetățeanului și în folosul comunității. Dacă dumneavoastră în Arad doriți o astfel de administrație locală, vă rog să votați Forumul German, colegele și colegii mei care candidează pentru dumneavoastră sunt dispuși să vă aducă o astfel de administrație. Domnilor, vă mulțumesc pentru participarea în această emisiune. Ne-a făcut deosebită plăcere să vă avem alături, domnule Iohannis, și pe dumneavoastră, domnule Hoffman. Mulțumim. Ați urmărit o emisiune de promovare electorală care se numește Candidații se prezintă și care, iată, este un bun prilej de a ne arăta parteneriatul față de colegii de la Baricada TV, unde veți vedea această emisiune în curând. Așadar, domnilor și dragi telespectatori, aici ne luăm rămas bun și numai bine. Necunoscutul. Locul unde se nasc ideile. Nu va fi ușor să ajungi acolo, dar continuă să cauți și vei descoperi mereu lucruri noi. Honda, the power of dreams. Atunci când ai probleme de transport, soluția o găsești la noi. Fie că vrei să pleci în excursii cu prietenii sau ai de transportat o grămadă de lucruri voluminoase. Poate vrei o mașină frigo pentru afacerea ta. Ori nu ai cu ce transporta materialele de construcție la noua casă. Chiar și pentru concediul cu familia, noi avem soluția în materie de transport. Eurovest Transit în Arad, calea Ratnei numărul 211, 0722-251-557 sau www.eurovesttransit.ro. Electronic Shop. O gamă variată de produse și servicii. Calculatoare, laptopuri, imprimante, faxuri, rețele, birotică, servici, consumabile. Standarde ISO 9001. Acum la promoție, notebook Lenovo la 1290 de lei cu TVA. Procesor Intel Dual Core la 2,1 GHz. Memorie DDRAM 3 1 GB. Hard disk 250 GB. Display LED 15,6 inci. Electronic Shop, pe strada Ștefan Augustin Doinaș, colț cu afinelor. Electro Fidelity Company. Instalații electrice, civile și industriale. Executăm rețele electrice pentru transport și distribuția energiei electrice. Măsurător și audit energetic, casnic și industrial. Distribuția de materiale electrice se face din showroom-ul nostru, unde găsiți totul de la siguranță până la tablou electric. Electro Fidelity Company, pe drumul dinspre Sânlean, la numărul 524, www.l-f.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi.